Bună ziua, iubibilor, aici Felicia Ursărescu. Astăzi sunt florile, la mulți ani tuturor celor care poartă nume de flori. Cum am promis, 10 podcasturi, 10 idei utile. Astăzi este primul podcast din această provocare pe care mi-am propus-o singură. O ascultătoare m-a întrebat despre mamele narcisiste, dar fiindcă subiectul este foarte amplu, și exact, pentru că astăzi sunt florile, vom vorbi puțin despre narcisism patologic. Înainte de toate, am observat că termenul narcisism este super jetonat, folosit peste măsură și în orice context și situație când ceva nu merge, mai ales într-o relație, mai ales în relații când nu merg lucrurile, gata, punem eticheta, ăla este narcisist sau aia este narcisist și dăm vina pe celălalt. Nu întotdeauna este așa. Așa că înainte de toate hai să definim ceea ce este narcisismul patologic, ca apoi, în următorul podcast, poate mâine sau poimâine, voi vorbi despre mamele narcisiste, da? Așa că hai să definim ce este narcisismul patologic ca să înțelegem care este impactul unui narcisist patologic asupra copiilor săi. In primis, narcisismul este un aspect pe care noi toți îl avem sau ar trebui să îl avem. Termenul narcisism vine din mitologie, de la Narcis, un bărbat foarte frumos, dar care a fost pedepsit de zeița Nemesis, zeița care distribuia justiția. Acest splendid narcis era incredibil de crud, pe cât de frumos, pe atât de crud, întrucât disprețuia orice persoană care se îndrăgostea de el sau care îl iubea. Și deja de aici începem să înțelegem ceva despre patologie. Narcis este pedepsit să se îndrăgostească de sine însuși până ajunge să fie consumat de această dragoste de sine. Privindu-se într-un lac, se îndrăgostește de propria imagine și mort de îndrăgosteală, cade și moare cu adevărat în lac. În vorbirea curentă, cuvântul narcisism a devenit sinonim cu vanitatea excesivă și vană sau cu simplul exces de iubire de sine, pierzând astfel acele fațete care l-au determinat pe Freud să îl folosească pentru a desemna o afecțiune clinică cu implicații profund tragice. Majoritatea teoreticienilor sunt de acord că narcisismul poate apărea atât în forme normale cât și în forme patologice. În general, narcisismul normal este descris pe baza unor caracteristici specifice, cum ar fi asertivitatea, individualismul, o reglementare echilibrată a stimei de sine, ambiția, dorința de a face și a realiza și tot așa, sunt caracteristici care sunt utile unei persoane sănătoase. În ceea ce privește narcisismul patologic, descrierile clinice converg asupra unor caracteristici generale. Lipsa unui interes autentic pentru lume și oameni, incapacitatea de a construi relații interumane, o autocentrare nemăsurată, însoțită de o preocupare excesivă pentru propria valoare, o nevoie excesivă de recunoaștere. Mulți zic lipsa de empatie, dar voi vorbi despre acest aspect, nu cred că nu au empatie, dimpotrivă. Și apoi există această modalitate de a disprețui, de dispreț, invidia și, nu în ultimă instanță, exploatarea altora pentru beneficii personale. Au fost propuse diferite modele de clasificare, de subtipuri și subcategorii de narcisism patologic. Una la care fac referiment cel mai des este cea care descrie subtipul grandios și subtipul fragil, amândouă prezentând expresia overt sau covert. Și fără să vă bat la cap cu noțiuni tehnice plictisitoare, hai să vorbim două cuvinte despre cele două subtipuri. În subtipul grandios predomină sentimentele de superioritate, dispreț față de ceilalți. Comportamentul poate fi în mod deschis arogant și fără a ține seama de efectul asupra celorlalți, iar ceilalți sunt folosiți ca sursă de admirație fără a se ține cont de sentimentele și perspectivele lor. Pe de altă parte, aspectele fragilității interioare sunt
ascunse, negate și pe cât posibil excluse din conștiință, deci nu sunt prezente la nivel conștient. În subtipul fragil, care cred că este cel mai periculos pentru că de fapt se prezintă ca un lup sub piele de oaie, predomină rușinea și sentimentul de umilință, hipersensibilitate la critici și față de judecata altora și căutarea admirației este înlocuită cu evitarea și retragerea din situații care ar putea duce la o judecată negativă. Falsa modestie și manifestările neautentice de interes pentru ceilalți tind să înlocuiască aroganța și căutarea admirației. Grandiozitatea și invidia sunt profund ascunse și trăite în fantezii. Deci, efectiv, sunt ca două fețe ale aceleiași monede. Cum bine vedeți, sunt complet opuse, deși sunt expresii ale aceleiași patologii. Ambele tipuri sunt considerate a fi o expresie a aceleiași dificultăți de bază în stabilirea propriei identități, în reglarea stimei de sine și în reglarea relațiilor interpersonale. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că mai mulți autori au subliniat că majoritatea narcisiștilor experimentează fluctuații între aspecte ale măreției și ale vulnerabilității. Ce să spunem despre emotivitatea unui narcisist patologic? Mulți spun că nu au emotivitate. În realitate, cred că au o latură emoțională și nu sunt cu adevărat mașini de război, cum sunt descriși. Afirm că narcisistii patologici sunt copii într-un corp de adult și exact așa ca și copiii nu sunt capabili să își exprime în mod echilibrat emoțiile cele mai profunde și nu sunt în stare să intre în contact cu aceste emoții pentru că nu au instrumentele de a le decodifica și de a le suporta. Sunt persoane într-o căutare disperată și angoșantă a iubirii care le-a fost negată în copilărie. Și exact așa ca și copiii au o tendință profund inconștientă să se răzbune pentru singurătatea și abandonul pe care l-au suferit în copilărie. Un pic așa cum sunt copiii destul de cruzi și imediat reacționează când suferă. Nu că nu au emoții, mai degrabă sunt ca o oală sub presiune unde sunt amestecate sentimente neidentificate și care sufocă raționalitatea. Nu reușesc să-și gestioneze sensibilitatea și emotivitatea, așadar sunt ei cei care atacă și rănesc prima din frica de a nu suferi. Exact ca un animal rănit, speriat și în suferință. Și când vezi un câine bătut, abandonat și plin de răni, chiar dacă te apropii cu iubire spre el, tot te va ataca. Nu mi se pare adevărat afirmația că nu sunt empatici, pentru că experiența și observația directă mi-arată exact inversul. Dimpotrivă, sunt extrem de empatici, cred că mai empatici decât așa zi și declarați empatici. Uneori sunt și hipersensibil, poate într-un mod mai instinctiv decât conștient, și tocmai cu instinctul și răceala unui lunetist care te lovește exact în slăbiciunile tale. Știu perfect ce te rănește și unde te doare, de-aia zic că sunt empatici și înțeleg foarte bine. Asta implică o cunoaștere profundă a victimei. Într-adevăr, ei văd ceea ce alții nu văd și ating răni pe care tu le-ai păstrat în tăcere, pe care nici măcar nu le vezi. Și dacă nu ar fi să intri în contact cu narcisiști patologici, ai continua să ignori aceste răni personale. Narcisistul patologic împiedică emoțiile tăcute pentru că sunt neascultate. Deci împiedică să le simtă, le suprimă, le comprimă și până la un punct este și normal să nu vrea să intre din nou cu furia, dezamăgirea neexprimată, în special față de părinți. Și întrucât părinții sunt figurile principale și de referință, furia este sufocată, copleșită și zdrobită adeseori de sentimentul de vinovăție. În societatea noastră, unde se flutură conceptul respectă-ți părinții orice ți-ai făcut, de parcă acești părinți ar fi zeități sau persoane care nu pot greși, cărora le este permis orice, acest sentiment de vinovăție sufocă posibilitatea de a manifesta sentimentele de frustrare, mânie, durere, dezamăgire și uneori chiar ură față de cei care au declanșat rana narcisistică, adică părinții.
Iată de ce în dragoste fluctuează, tocmai pentru că un narcisist patologic are o nevoie și profundă și extremă de iubire, de dragoste. Pe de altă parte, teama de suferință, acea rană narcisistică, acele răni narcisistice care au fost create de părinți în copilărie, determină narcisistul patologic să nu se lege profund, să nu intre în contact cu emoțiile sale profunde și să refuze să se implice. Este o profundă contradicție și o disonanță emoțională. Se zice că opusul iubirii este frica și, într-adevăr, ei tânjesc după iubire. Adică un narcisist patologic spune, simte, vreau să iubesc și să fiu iubit, tânjesc după iubire, sufăr profund din lipsa de iubire, dar din teama de a suferi nu accept iubirea și nu iubesc pe deplin. Și atunci când intru din nou suferința de a nu iubi și de a nu fi iubit, mă întorc din nou pe rotiță. Cam asta este dinamica lor și nu este o dinamică plăcută și a multora dintre noi. Oricum, a fi suspicios este firesc pentru fiecare dintre noi, dar neîncrederea unui narcisist patologic este dusă la exasperare. Practic, nu se iubesc și nu au fost iubiți în mod adecvat de părinți. E clar că întrebarea fundamentală este posibil ca un străin să mă poată iubi cu adevărat dacă nici măcar mama și tata nu mi-au dat iubirea? Disprețul, neiubirea, neatenția și durerea a fost pentru mulți dintre noi unicele modalități prin care am primit atenție de la părinți. Și contrar opiniei generale, sunt persoane care nu caută iubirea, care nu caută, oricât încearcă să o zică din cuvinte, în mod instinctiv caută suferința. Pentru că asta au învățat de mici și dacă nu o găsesc, o provoacă. Pentru că este ceea ce au primit în copilărie, este limbajul pe care l-au învățat. Nu știm ce este iubirea dacă nu o experimentăm și este inutil să citim citate motivaționale, să înghițim romane roz, să plângem la telenovele. Nu de acolo învățăm ce este iubirea și ce este dragostea. Acolo sunt doar modele sociale care ne modelează într-un fel sau altul, care ne comunică ce ar trebui să simțim. Dar pentru a ști ce este iubirea, trebuie să o experimentăm, să fim complet deschiși și vulnerabili, nu să o vorbim, nu să o visăm, nu să o imaginăm, nu să o proiectăm. Din această perspectivă, un narcisist patologic pune la încercare persoana care îl iubește. Caută ceea ce a primit de copil, exact cum am zis. Și dacă ești într-o relație cu un narcisist patologic, ai două alternative. Prima este să continui să-l iubești și să-i dai atenția ta. Doar că atunci începe să te consideră slab, pentru că te va pune la încercare, clar, în mod inconștient, și va începe să te disprețuiască pentru această așa zisă slăbiciune. Narcisistul patologic se simte gratificat când te rănește și tu continui să-i demonstrezi iubire. Te pune mereu la probă. Aici, evident, victima, persoana care este în relație cu un narcisist patologic, mai devreme sau mai târziu, se pierde pe sine, pierde autostima și sensul iubirii. Nu în sensul că iubirea înseamnă că eu îți dau ceva și tu trebuie să-mi dai ceva la schimb, dar iubirea romantică este o stradă cu dublu sens. Se amplifică, înflorește, devine mai puternică atunci când există un flux continuu în intrare și în ieșire, ca semnul infinitului. Din păcate, un narcisist patologic nu reușește să intre în acest flux pentru că profunda teamă de suferință întrerupe acest flux. Noi trăim într-o societate materialistică și consumeristică, unde a fi puternic înseamnă să întorci spatele semenelui tău fără milă, unde dăm din coate pentru un loc mai bun, unde ne batem pentru osul mai mare și unde forța bate blândețea, unde concurența bate compasiunea, unde concurența bate ceea ce de fapt ne-a ajutat pentru secole să supraviețuim, și anume colaborarea. Din această perspectivă, să rămâi în echilibru în iubire este un semn de slăbiciune, iar narcisistul patologic care nu are experiența directă a sentimentului de iubire și este condiționat absolut de vrerile societății, în momentul în care vede că partenerul său continuă să-l iubească și să-i fie alături, interpretează acest lucru ca pe o slăbiciune.
De mic, narcisistul patologic a trebuit să demonstreze că este puternic și a fost rănit de părinții săi. A trebuit să-și reprime sentimentele și să-și înghită lacrimile, pentru că orice altceva a fost un semn de slăbiciune și orice slăbiciune merită dispreț. De aceea, dacă ești într-o relație cu un narcisist patologic, nu încerca să-l salvezi sau să-l ajuți. Mai mult decât un gol emoțional, este un profund întuneric, este o prăpastie. Și încercând să-l ajuți, este ca și cum ai încerca să scoți din nisipuri mișcătoare un om trăgându-l de păr, riși să cazi împreună cu el într-o mlaștină fără fund. Aș vrea să citez un poet suedez care a exprimat foarte bine conceptul de narcisism patologic, Hjalmar Söderberg. Iată ce spune. Toți vrem să fim iubiți. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, vrem să fim admirați. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, vrem să fim temuți. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, vrem să fim urâți și disprețuiți. Vrem să trezim o emoție în celălalt, oricare ar fi aceasta. Sufletul tremură în fața golului și caută contact cu orice preț. Am încheiat citatul poeziei. Prețul narcisistului patologic este această căutare disperată de iubire travestită în durere. Pe de altă parte, dacă și tu ai răni narcisiste, și noi toți le avem, dacă te surprinzi privind hipnotizat același abis, dacă continui să hrănești aceleași răni într-un joc pervers, începe să lucrezi pe tine însuți, pe partea de copil rănit, până când partea ta sănătoasă te scoate din acest joc împotriva ta, împotriva ceea ce înseamnă sămânța de umanitate din tine, împotriva ceea ce înseamnă sclipirea divină. Când mă refer la acel joc pervers, continuând să hrănești, este... Ai suferit abandonul alor tăi și continui să intri în relații în care ești abandonat. Ai suferit lipsa de iubire, continui să intri în relații în care există o lipsă de iubire și tot așa. Ai fost trădat de ai tăi, continui să intri în relații unde ești trădat. În realitate, noi toți avem dreptul la o viață fericită. Avem dreptul să experimentăm direct și pe deplin iubirea. Nu numai în fantezii, nu numai plângând la filme sau trăind pe tușă privind viețile fericite ale altora. Din această perspectivă, încurajez pe oricine să lupte, să caute, să vindece, să înfrunte demonii personali. Atât pentru astăzi, va urma partea a doua despre mamele narcisiste, despre relația dintr-o mamă narcisistă, impactul acesteia asupra copiilor săi. Sunt lucruri foarte interesante de știut, de observat și sunt convinsă că atunci când suntem conștienți de trecutul nostru, de cum ne influențează viața, putem lua măsuri, putem să ne trezim, putem să... luptăm pentru fericirea noastră, exact cum am zis. Deci, oriunde ați fi, vă îmbrățișez cu infinită iubire. Aici Felicia Ursărescu, viață lungă și prosperitate!